Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, mega concert Hathaway și inaugurarea piațetei Catedralei de anul nou. Record de audiență la Festivalul Urșilor de la Comănești. Tradiții păstrate cu dragoste, sărbătoarea datinilor la Gura Văie. Mii de oameni au fost într-o explozie de bucurie și au sărbătorit trecerea dintre ani, cel mai spectaculos și memorabil din ultimii ani din istoria municipiului Onești. Evenimentul a oferit o experiență de neuitat, îmbinând muzica incitantă a lui Hathaway cu un impresionant spectacol de lasere și efecte speciale. Bună seara și bine ați venit la cel mai frumos concert și mai mare organizat la Onești vreodată. În această seară, pe ritmuri Hathaway, vom sărbători atât trecerea în noul an, cât și inaugurarea acestei frumoase piațete. Un proiect la care am ținut foarte mult, un proiect pe care l-am demarat în anul 2012 cu proiectarea și care s-a încheiat în urmă cu o zi. Un proiect la care s-a muncit foarte mult, contra cronometru, și s-a putut realiza în doar 6 luni. Un proiect care a întâmpinat foarte multe obstacole, foarte multe piedici. Iar când vorbesc de piedici și obstacole, nu mă refer doar la timpul scurt în care s-a realizat acest proiect, ci și la faptul că la începutul anului nu dispuneam de sumele necesare totale. Finanțarea europeană a fost mult mai mică decât valoarea proiectului investiției. Și atunci eram în situația fie de a îndatora orașul, fie de a cere sprijin. Iar Dumnezeu a făcut minuni prin oameni, iar sprijinul nu a întârziat să vină. Am primit o finanțare de 2 milioane de euro din partea Consiliului Județean la inițiativa președintelui Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea. Și nu a fost singura finanțare. În acest an, Consiliul Județean, în mai multe proiecte, ne-a susținut cu peste 35 de milioane de lei. În această seară, chiar dacă nu este oneștean, domnul președinte a ținut să fie aici alături de noi, pentru că iubește Oneștiul și pentru că este singurul oraș din județ unde se organizează un asemenea concert. Dar nu ăsta este motivul principal, prețuiește Oneștiul, îi place să fie la Onești și de asta este și în această seară. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să-l invit să vă transmită un gând. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule primar! Bună seara, Onești! În seara asta sunt oneștean, să știți. În seara asta, datorită domnului primar, care este un om extraordinar, un om extrem de tenace, un bun organizator, a făcut de așa natură, nu doar datorită finanțării Consiliului Județean, ca această piațetă să fie extraordinar de frumoasă și să putem spune că anul care a trecut, într-adevăr, este un an bun pentru Onești. Și anul care va veni, ne dorim să fie cel puțin la fel de bun. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și pentru onoarea de a fi astăzi la trecerea dintre ani cu dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, și să știți că sunt extrem de impresionant cât de mulți oameni sunt alături la trecerea dintre ani în Onești. Vă mulțumesc și vă doresc un an cât mai bun, cu sănătate, și să vă binecuvânteze Dumnezeu cu tot ce este mai bun. Mulțumesc!
Pentru că meritați a fost deviza care a animat această sărbătoare grandioasă, megaconcertul a adus în prim plan hituri care au marcat generații. Iar pe ritmurile indiscutabile ale melodiei What's His Love, Oneștiul a dat startul unei petreceri de neuitat. Locul de desfășurare a fost chiar Piațeta Catedralei, iar evenimentul a marcat nu doar sfârșitul unui an, ci și un nou început pentru comunitatea oneșteană. Festivalul Urșilor de la Comănești a dat startul pe Valea Trotușului la Urși. Festivalul de date în șobicilor strămoșești din Comănești a desfășurat pe 30 decembrie și se află la 26-a ediție. Acesta a strălucit ca lider de audiență, captivând publicul prin numărul impresionant de spectatori, distribuiri și comentarii. Atractivitatea evenimentului se datorează participării celor mai talentați artiști veniți nu doar din județul Bacău, ci și din județele învecinate. Și anul acesta au fost un număr record de participanți, iar ca public spectator, parcul orașului Comănești a fost unul neîncăpător. Un mare număr de oficialități au fost la evenimentul de la Comănești. Este vorba de ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Bacău Cătălina Ciofu, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru și mulți alții. Bine ați venit la festivalul de datin și obiceiul strămoșești și sperăm, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, să putem participa în fiecare an și așa cum este și anul ăsta de frumos, așa este în fiecare an. Ne bucurăm de prezența unor invitați deosebiți la noi astăzi aici. Îl avem invitat pe domnul profesor Lascăr, care este prezent și se bucură că este în mijlocul nostru și ne bucurăm și noi mai mult decât dumnealui, decât domnia sa. Și vă rugăm să-l aplaudați cu mare, mare drag. La mulți ani, Comănește! Mulțumim, domn profesor! Câte vieți ați salvat dumneavoastră din orașul nostru, nu avem putere și posibilitate să trăim cu toții la un loc, să vă putem răsplăti eforturile și ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru noi toți. Domnul ministru Mircea Fechet este prezent alături de noi, de asemenea, doamna deputat Cătălina Ciofu, domnul subprefect Narcis Jitaru, domnul subprefect Gabriel Lupu, domnul general Florea, domnul general Apostol, nu știu, sunt foarte mulți, foarte multe oficialități locale, centrale, județene, cărora le mulțumim foarte mult pentru participare și pe care îi invităm cu mare drag de fiecare dată. Și pentru că astăzi avem o zi atât de frumoasă, sperăm să ne bucurăm de acest eveniment și sperăm să plecăm cu inima încărcată, așa cum ne-a cântat adineori Marius Poială, să nu uităm că suntem români, să nu uităm meleagurile noastre, chiar dacă nevoile ne-au împins să lucrăm prin alte țări, prin alte zări și prin alte meleaguri, să dea Dumnezeu să ne putem întoarce sănătoși acasă, pentru că aici este casa noastră și aici ne dorim cu toții să trăim. Și pentru că mai sunt anumite discuții pe diverse domenii, că am vrea să facem mai mult, cei care sunt atât de doritori și sunt nerăbdători, vreau să le spun că trebuie să mulțească cel puțin cu 100, cu 1000 dorința și nerăbdarea mea de a face cât mai multe, pentru că atunci când veniți acasă să găsiți orașul înfloritor. Este înfloritor și acum și este așa cum ne-am dorit noi, dar mai sunt într-adevăr multe de făcut. Așa cum am spus și anul trecut, începând cu decembrie 2022, de un an de zile, prin hotărâre de guvern am devenit oraș turistic. Domnule primar Viorel Miron, distinse oficialități, dragi comăneșteni, probabil că ar fi putut domnul primar să vorbească despre investițiile din orașul Comănești, să vorbească despre toate proiectele finanțate cu fonduri europene, cât timp ar fi defilat toate aceste cete și poate încă ar mai fi avut ceva de spus. Însă, pentru că suntem într-un moment de sărbătoare, suntem la sfârșit de an și am ascultat și eu, la fel ca dumneavoastră, acest cântec minunat mai devreme, nu uita că ești român, eu cred că nu există mod mai ușor de a ne aminti că suntem români, de a păstra vie această memorie, decât folosindu-ne de aceste datini
de aceste obiceiuri foarte frumoase, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată domnului primar Viorel Miron, pentru că de peste 20 de ani investește și păstrează vie această tradiție. Așadar, aștept și eu să văd toate aceste cete, motiv pentru care încă o dată vă spun la mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi băcăuani, la mulți ani, dragi comăneșteni! Obținerea titlului de cei mai buni la Comănești a devenit o sursă de motivație crescândă pentru cei care urcă an de an pe scena festivalului. Pregătirea meticuloasă este evidentă, iar aceasta nu se datorează doar dorinței de a câștiga aprecierea publicului, ci și a premiilor consistente în bani, oferindu-le participanților o validare a eforturilor susținute. În privința cifrelor, festivalul de la Comănești a avut un impact semnificativ, atrăgând peste 187.000 de participanți, iar vizualizările au depășit 191.000, cu peste 16.600 de reacții, inclusiv aprecieri, inimioare și stele, aproape 2.600 de comentarii și peste 1.700 de distribuiri, evenimentul a generat o implicare masivă din partea publicului. De-a lungul anilor, zeci de jurnaliști și fotografi din diverse colțuri ale lumii, din Japonia până în America, au călătorit la Comănești pentru a documenta și a transmite lumii întregi tradiționalul jucat al pieii de urs. Această manifestare autentică și captivantă continuă să atragă atenția și să aducă lumii întregi frumusețea și autenticitatea datinilor și obiceiurilor strămoșești. De la primele ore ale dimineții, la Onești s-au adunat câteva mii de spectatori, toți dornici să vadă cetele de urători, cai, căluți, capre și urși care au urcat pe scena special amenajată. Head away de la ursoaicele de pe Valea Troștușului la What is Love, în noaptea dintre ani la Onești. Acesta s-a și pozat cu câteva ursoaice alături de primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina. Câteva mii de dofteneni s-au adunat în fața primăriei comunei Dofteana pe 31 decembrie de la ora 11. Cu toții așteptau nerăbdător deschiderea oficială a festivalului. În fiecare an în deschidere, participanții au pregătit câte o surpriză. Așadar, anul acesta, ansamblul condus de profesorii Gâtu au deschis festivalul suflând în buciume, precum odinioară suflau moșii și strămoșii noștri. Bună ziua, Dofteana! Bună ziua, oameni buni! Ansamblul folcloric dat în Trotușene al comunei noastre se apropie de finalul programului cu interpretarea dansului măștilor. Vă dorim tuturor un an bun, cu sănătate, cu împliniri în tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Înainte să pornim dansul măștilor, vrem să mulțumim domnului primar, doamnei viceprimar, domnilor consilieri din conducerea primăriei noastre, că au reușit anul acesta să organizeze acest minunat festival val de tradiții și obiceiuri la final de an. Noi, ansamblul dat în Trotușene, v-am obișnuit în fiecare an să vă prezentăm câte o surpriză. Anul acesta am venit cu aceste buciume pe care le-am achiziționat din inima țării moților, de la un meșter popular care le-a confecționat special pentru noi. Am avut împliniri tot anul în spectacole pe plan local, județean, interjudețean și internațional prin participarea la Festivalul Internațional de Folclor din Grecia, de la Paralia Caterinii, și cea mai mare realizare a noastră a fost faptul că am fost desemnați ca reprezentanți unici ai zonei istorice Moldova la sărbătorirea Zilei Naționale a României 1 decembrie la Alba Iulia. Vreau să vă spun că acolo publicul numeros prezent a cântat, a dansat alături de noi, în așa fel încât Comuna Dofteana a fost cunoscută în întreaga țară prin ceea ce reprezintă ea la nivelul județului Bacău și la nivelul folclorului moldovenesc. Suntem deosebit de mândri și, domnule primar, vă promitem că acolo unde noi vom ajunge în anul 2024, Comuna Dofteana va fi dusă la înălțime prin valorile sale, prin tot ceea ce dumneavoastră împreună cu conducerea comunei reușiți să realizați de-a lungul unui întreg an. Vă dorim încă o dată sănătate multă și
Bucurați-vă de această zi minunată! Odată cu apariția primei cete de urs, piațeta primăriei a fost paralizată. Toți urmăreau jocul urșilor, al irozilor, dar și ritmul dobelor. Este o adevărată competiție între sate de a fi din ce în ce mai buni, iar aplauzele celor din public îi desemnează pe câștigători. Vreau să vă spun, și mai avem un pic de timp până ajunge și ceata de la Seaca, parcă ieri eram în această ceată, unde am activat foarte mulți ani, încă după căsătorie vreo 5 sau 6 ani. Dar cu inima sunt tot aici. Din generația pe care eram eu, să vină Gică Buzaru încoace, să vină Dorel Tudorache încoace, eram și noi plecați de prin clasa a doua, a treia. Dorel Tudorache, unde ești, măi? Așa? Și uitați, acum am ajuns la vârsta de 63 de ani, inima bate, tot la fel, dar am înaintat și noi în vârstă. Ne reprezintă și cei care astăzi au trecut la pensie și... Na, astea sunt valorile vieții. Vreau să vă reamintesc, să vă spun următorul aspect. Acest sat Larga, locul unde eu m-am născut, am crescut, am învățat școala, m-am căsătorit, m-am cununat, bineînțeles botezul prima dată și așa mai departe, este un sat cu aproximativ 1350-1400 de locuitori. Vedeți, dintr-un sat atât de mic, dacă au inimă, obișnuiesc, și dacă tata s-a făcut cu ursul, se face și copilul, se face și nepotul, se fac toți. Pe toți îi cunosc, le cunosc foarte bine și părinții și bunicii și toate generațiile de sus în jos. În calitatea mea de primar al Comunei Dofteana, reprezentant al comunității, sunt astăzi aici inclusiv datorită și dumnealor și dumneavoastră, cei care ați fost prezenți la secțiile de vot. Vreau să le mulțumesc în mod special, pentru că ieri au fost invitați la primăria Comunei Letea Veche din județul Bacău, unde au luat un premiu decât premiul întâi, atât iau ei. Au fost la Comuna Borlești din județul Neamț, unde au obținut un premiu. Și împreună cu toți cei din Dofteana au luat premiul de excelență, atât irozii cât și urșii, ieri pe scena din orașul Comănești. Vreau să-i felicit în mod special, să le mulțumesc pentru faptul că au venit, să le mulțumesc pentru faptul că se echipează în câteva zile, așa cum îi vedeți, și au venit în această formație. E o familie sau două sau trei care au venit toți din casă. Cum ați văzut la Cucuiesc, nu știu dacă mai rămas vă unul pe acasă. Așa. Invit alături de mine aici pe scenă pe Bidu și pe Mihăița Postu, cei doi care au depus suflet material, financiar, pentru ca această ceată de urși să ia ființă în această formă. Vă rog frumos, cei cu premiile, să veniți alături de mine repede, da? Să le dăm acest premiu pe care îl merită. Haideți, vă rog. Haideți, doamna Vici. Da. Mihăiță, sau care luați dintre voi, premiu în bani, Bidu, un colac din partea noastră, toate felicitările și o șampanie. Vă doresc sărbători fericite dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, iar în această noapte, la orele 23, vă așteptăm la un frumos spectacol timp de o oră și la ora 0, un frumos foc de artificii. La mulți ani, băieți, să fiți sănătoși și inima ne bate pentru voi. La mulți ani! De câțiva ani, Comuna Gura Văii devine martora unei tradiții întregite și a unui eveniment care adună comunitatea într-o atmosferă plină de date și obiceiuri strămoșești. Primăria Gura Văii și Consiliul Local au susținut sărbătoarea datinilor și obiceiurilor. Un moment de conservare a rădăcinilor culturale specifice comunei, dar și regiunii Văii Trotușului. Cu o invitație deschisă către toate formațiile și grupurile talentate, organizatorii încurajează contribuția la acest eveniment unic. Avem invitați numeroși. Avem oficialități, avem o grămadă de oaspeți, prieteni vechi, dar și figuri mai noi. Fapt pentru care o să vă spun că, fiind ultima zi din an, să fim bucuroși și fericiți că am ajuns la această etapă. Să știți că nu e
un lucru puțin, că Dumnezeu a îngăduit ca astăzi să fim în viață, să fim sănătoși, să fim bucuroși. Sunt convins că pe parcursul anului cineva a pierdut pe cineva drag. De aceea, astăzi aș vrea să fim cu gândul și la înaintașii noștri, dar și cu gândul la cei care nu mai sunt astăzi printre noi. Printre invitații de seamă de astăzi, din partea oficialităților, înainte de a fi un oficial, este un prieten al Comunei Gravăi, îl avem pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, un colaborator permanent a ceea ce a însemnat dezvoltarea Comunei Gravăi în acești 3 ani de când suntem împreună la conducere. Prin vocea dumnealui, la nivelul Consiliului Județean Bacău, Comuna Gravăi a fost promovată și susținută din toate punctele de vedere. Un alt prieten, am să-i spun prima dată, și colaborator al Comunei Gravăi, domnul Daniel Munteanu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean, este omul care votează, da, și susține și el necondiționat proiectele Comunei Gravăi. Pe Dănuț îl cunoașteți, sau o parte dintre voi îl cunoașteți, nu doar pentru cariera politică, ea fiind una de scurtă durată, ci pentru cariera fotbalistică. Un internațional al Ligii 1, un campion cu multe prezențe în Liga 1, cu goluri înscrise, ați auzit de Unirea Urziceni, Oțelul Galați, acestea fiind doar 2 dintre echipele mari la care a jucat, este și el astăzi printre noi. Le spun bun venit celor doi, la fel cum vă spun bun venit tuturor. Salut prezența domnului secretar general, salut prezența consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Gravăi, Consiliul Local care a susținut și va susține, sunt convins, în permanență astfel de evenimente. Au fost aduse în prim plan momentele artistice autentice, precum jocul cailor, urșilor, caprei, colindelor, urătorilor, plugușoarelor și scenetelor, care să vibreze cu sufletul locului și cu bucuria trecerii dintre ani. Un bătrân de 81 de ani a fost dat dispărut. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului Cojan Ion, de 81 de ani din municipiul Moinești. Bătrânul a plecat voluntar de la domiciliu pe 27 decembrie și nu a mai revenit. Semnalmente. Are înălțime 1,75 m, păr cărunt, o căprui față ovală. La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni din material textil de culoare neagră, geacă de culoare bleu-marin, purta fez negru și era încălțat cu pantofi sport de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informație în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Municipiului Moinești. Telefon 0234-261-818, dispeceratul IPJ Bacău, telefon 0234-362222 sau să sune la 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 4 ianuarie, vremea este neobișnuit de caldă, cerul va fi noros, maxima zilei nu trece de valoarea de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Vineri 5 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, maxima zilei va ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Sâmbătă 6 ianuarie, vremea continuă să se mențină caldă pentru această perioadă a anului, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge valori de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade de Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.